Cristi, ești unul dintre jucătorii reprezentativi ai Farului în anul 2000. Ai purtat banderola de capitan aproape 200 de meciuri în Liga 1. Cum a fost aventura ta la Farul în perioada 2002-2010? Sunt niște amintiri foarte frumoase, foarte importante pentru istoria Farului. Și acum, cu momentele actuale, sperăm să fie cel puțin ca noi. Tu ai venit la Constanța în 2002 de la Foresta Suceava, a fost la Foresta Fălticeni. Ce te-a determinat să ajungi la Țărul Mării și ai devenit constanțean? Au fost niște probleme acolo la Suceava, am retrogradat și am venit aici pentru... Venise în conducere Marcel Lică și domnul Crainciuc, care am venit împreună. Am găsit un grup aici foarte bun, care am făcut și performanță. Ai amintiri frumoase, cea mai importantă probabil finala Cupei României, o echipă care și acum s-ar fi bătut la locurile fruntașe în campionatul românesc. Da, sunt amintiri plăcute, frumoase. O echipă foarte bună, niște jucători foarte buni, care după perioada 2002, 2003, 2004 au și jucat în cupele europene și chiar în Champions League în România. Acea formulă a Farului, Curcă, Farmache, Barbu, Șchiopu, Pașcovici, Todoran, Lungu, Cristocea, Senin, Guriță și Liviu Mihai a fost la un pas să câștige trofeul. Cum ați pregătit atunci acea finală? Ce amintiri ai de la acel meci? Aveam în spate o conducere care ne-a susținut și cu condiții și financiar și o atmosferă și un antrenor bun care ne-au dus foarte aproape de a câștiga Cupa României. Chiar am fost foarte aproape. În privința legăturii cu suporterii în acea perioadă, cum era atmosfera la antrenamente, la meciurile oficiale? Era foarte, foarte bună, foarte suporterii foarte implicați. Ceea ce văd și acum în ultimul timp, suporterii încearcă și sper să revină lângă Farul, lângă echipă. Tu ai marcat unul dintre golurile victoriei Farului în deplasare într-un meci cu UTA Arad. Acum sâmbătă urmează chiar un meci între Farul și UTA Arad. Mai îți aduce aminte acel gol din aproape minutul 90, un meci important? Da, era un meci important pentru noi că era la retrogradare și era ori noi, ori UTA. Și a fost o fază frumoasă, o fază chiar mi-a reușit, care a ajutat Farul să se ridice. Cum vezi acum duelul din Liga 1 pentru play-off, Farul la îngrenată, partide interesante? Sunt meciuri foarte, foarte bune, foarte interesante și Farul are un lot și o conducere care poate face mai mult. Să revenim la Farul din urmă cu 15 ani, erați o adevărată familie, vă înțelegeați bine, ați rămas în continuare prieteni. Da, comunicăm, discutăm, a fost o perioadă foarte bună a Farului și de asta am rămas în continuare amici, prieteni, pentru că ne-a legat o perioadă foarte bună. După ce ai abandonat activitatea competițională, ai trecut pe filiera antrenorat, ai câștigat și un titlu cu Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Da, după ce m-am lăsat de fotbal, chiar mi-a plăcut meseria de antrenor și îmi place. Și, într-adevăr, și campion al României cu Academia Hagi și acum din nou la Farul, în continuare lucrăm și muncim aici. Încercați să găsiți viitoarele talente, viitorii jucători ai Farului. Sigur. Luăm de la inițiere și după aia promitem Constanța și județul Constanța să ducem la elită jucători, viitori jucători. Spiritul farist contează foarte mult, trebuie să fie o adevărată familie toată lumea. Cu siguranță. Chiar mă bucură treaba că s-au unit forțele Constanței și a județului, Academia Gheorghe Hagi, cu primăria, consiliu și doar așa putem face lucruri bune. Pentru tine, ce te-a determinat să rămâi la Constanța după ce ai abandonat activitatea convențională? Făcând aici, având o perioadă bună de ca jucător, mi-a și plăcut zona și tot ce era în jurul meu aici. Aici am crescut. Cum vezi tu diferența între fotbalul de acum 15-20 de ani și cel de acum? Mi se pare echipele mai multă forță, mai multă viteză și nu pot să compar așa de exact. Acum a dispărut postul de libero. Da, acum se joacă mult mai liniile mult mai strânse și echipele mult mai scurte. Pe perioada de acum 15-20 de ani erau și echipele mai întinse pe teren, mai deschise. Ca amintire așa mai extra fotbal din cantonamente, din timpul meciurilor cu adversarii?
Era o atmosferă bună și între noi și cu echipele adverse, un respect reciproc. Rămânea Cosmin Pașcoviș principalul povestitor? Da, era numărul unu povestitor, Cosmin. Ce îți dorești acum pe viitor, în continuare, ca antrenor? Îmi doresc să scot cât mai mulți copii pentru elită și să am rezultate cât mai bune. Mult succes și hai Farul! Mulțumesc, hai Farul!